prăjitură făcută cu foile cu miere de albine și cu ganaș de ciocolată, decorate cu frișcă. Și pentru prăjitura O noastră să avem nevoie de un ou, de 100 de grame de miere de albine. Puteți pune și zahăr, dar eu asta fac doar cu miere. 20 de grame de unt, o linguriță rasă de bicarbonat de sodiu, 170 de grame de făină integrală, puteți folosi și făina albă dacă doriți. Și o să mai avem nevoie de un cap de sare. Și am să le iau de aici din borcan. Și aici mi-am pus o oliță cu apă și pe baie de abur o să punem untul. Să se topească împreună cu praful de sare, cu miere de albine. Sau cu zahăr și topim, deci amestecăm până când se topește zahărul sau mierea. Eu am miere de albine, dar puteți face și cu zahăr. Este o prăjitură cu miere, este foarte bună. Și eu astăzi fac cu făină integrală. Așa, să luăm de aici tot. Și acum o să amestecăm totul cu un tel. Și o să punem și ouul peste. Și amestecăm așa bine. Și în momentul când s-a topit zahărul sau mierea, deci nu se mai simt și s-a încălzit bine, bine, adăugăm bicarbonatul de sodiu. Așa. Mierea noastră s-a topit, s-a încălzit, nu trebuie să se încălzească mai mult de 50 de grade, altfel facem un scrob. Așa. Și dacă faceți cu zahăr, deci să fie zahărul topit. Și amestecăm untul. Aici am pus untul, praful de sare, ouul și miere de albine. Așa amestecăm bine, bine, bine. Acum voi da deoparte apa. Și vom adăuga praful de copt. Și amestecăm să se răcească puțin, puțin. Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Deci începe să se răcească puțin și acum adăugăm toată făina. Deci în afară de 170 de grame de făină, o să mai avem încă nevoie de 30-50 de grame când întindem. Așa, și am să pun toată făina. Eu am făină integrală, deci 170 de grame. Și o punem așa pe toată și amestecăm. Am să scot telul și am să amestec o palețică. Nu trebuie lucrat prea mult. Deci aceasta este consistența, vedeți? Și eu l-am făcut mai devreme ca să putem lucra acum. Ia uitați, l-am pus în folie. Deci îl acoperiți și îl puneți la rece sau într-un loc răcoros să se odihnească, vedeți? Așa.
și îl dăm deoparte și avem aluatul nostru făcut mai devreme, gata, odihnit. Să vi-l arăt cum arată. Ia uitați-l. Așa. Vedeți? Așa trebuie să arate. Și îl punem aici pe masa noastră de lucru. Dăm deoparte să se răcească și să se odihnească. Voi pune foile într-o tavă și le vom coace la 180 de grade. Așa, și întindem. Într-un vas mi-am pus pentru umplutură, pentru cremă, 250 de frișcă pentru, de smântână pentru frișcă, cu 250 de ciocolată amăruie. Deci am încălzit frișca până la punctul de fierbere. O smântână până la punctul de fierbere și apoi am adăugat ciocolată și așteptăm să se topească. Așa, o avem aici și imediat o amestecăm. Între timp întindem și dăm la cuptor foile. Așa, și o să punem făinuță peste tot. Sunt foi cu făină integrală și cu miere. Să facem o prăjitură cu foi și tot la fel am să tai cu acest fund. Așa. Și să vedem dimensiunea după cealaltă. Să o punem și să tăiem. Așa. Și acum le punem la cuptor 2 minute. Între timp noi întindem și punem în tavă și dăm la cuptor imediat. Ia uitați, două foi. Ia uitați-le. Și am să le pun aici de pat. Vedeți cât sunt, cum sunt? Sunt mai, mai, mai. Și am să le scot aici un prosopel. Acum o să le punem pe celelalte două. Și le dăm la cuptor. Și mai avem încă una și gata. Atât ne-a ieșit. Deci 5. Amestecăm aici în crema noastră de smântână cu ciocolată, smântână pentru frișcă cu ciocolată. Dacă e nevoie, o mai punem puțin să se încălzească, ca să se topească. Și amestecăm așa bine să se topească ciocolata. Și dacă puneți crema și mai călduță, atunci să vedeți cum se înmoaie mai repede aceste foi. Așa. Vedeți cum se îngroașă? Ia uitați. Cum s-a făcut. Așa. Și am să o las așa. Nu-i mai fac nimic. Ia uitați ce lucioasă este, vedeți? Așa. Și o lăsăm așa. O putem lăsa să se răcească și apoi o batem bine, bine și o să iasă un gărneaș de cel bătut, deschis la culoare. Dar eu am să-l las așa. Așa. Și acum hai să vedem aceste foițe cum sunt. Să le dau aceeași dimensiune la toate. Așa.
Ia să vedem dacă sunt la fel. Și am să-mi întind foaia mea de... Să vă arăt cum o pun eu în foaie. Le puteți lăsa să se răcească și crema și foile. Eu acum le fac așa, că noi le mâncăm în seara asta, o mâncăm prăjitura. Așa, am așezat prima foaie și acum o să împart crema peste tot și am să pun așa câte puțin. Am să las și pentru deasupra și lăsăm așa ciocolata cu o întinde frumos. Punem așa peste tot, să nu se vede. Așa. Acum voi pune a doua foaie peste. Mă uit și la cuptor. Cred că este gata. Între timp mai pun puțină crema aici. Așa și o întinde. Toate rețetele le găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camele și Bucate Gustoase. Și pe pagina de Facebook, Prăjituri cu Camele și Bucate Gustoase. Acolo găsiți toate rețetele mele. Dulci și sărate și nu punem ultima acum. Și o lăsăm până mâine dimineață. Și mâine dimineață o tăiem. Așa și rupem. Și aceasta este prăjiturica noastră la minut. Ia uitați, vedeți? Și o lăsăm aici să absorbă aceste foi, această delicioasă cremă de ciocolată. O să tăiem marginile. Eu am dat cuțitul puțin prin apă caldă și să vedem ce iese. Și tăiem. O să dăm prin apă caldă. Și acum să împărțim așa în trei. Ia să vedem. Așa. Și vom pune jumătate și trei. Așa. Deci înainte de a mânca prăjitura se lasă să se încălzească puțin, se lasă la temperatura camerii o jumătate de oră. Așa, ia uitați. Vedeți cum arată? Așa și tăiem și ultima bucățică. Deci noi dacă o ținem la frigider, această prăjitură de ciocolată se întărește. Și înainte de a o servi, o scoatem și o lăsăm o jumătate de oră la temperatura camerei. Aici ciocolata... Am încălzit-o, am să o încălzesc puțin. Deci ciocolata ea se întărește la frigider, dar când o scoatem, ia uitați, așa, și acum vom separa prăjitura noastră, să punem deasupra și o să dăm așa. Așa, și acum vom pune câte puțină ciocolată peste, așa.
Așa. Și acum, cu frișcă. Și ne-a ajuns pentru tot. Scoasă de la frigider, se taie mai bine că ciocolata se întărește. Deci înainte de a servi această prăjitură, o lăsați circa o jumătate de oră și se înmoaie. Să tăiem așa, să vedeți cum arată. Ia uitați, vedeți? Ia uitați cum arată în interior, tăiată. Așa, este un deliciu. Și am decorat cu frișcă și cu puțină ciocolată rasă pe deasupra. Vă pup, o zi frumoasă, la revedere și multă, multă sănătate vă doresc. Pupici!